Merge, merge o cafea, în priză directă până dați Dasher, până distribuiți ca să știe lumea că totuși la ora 10 cu Bendea aia și la măsuță și el bea o cafeluță, că s-a dat cafea. Mulțumesc, mulțumesc Cristian dragă pentru cafele și mulțumesc tare lui Mișu din Botoșani, care se vede că e un om cu bani. Până iau eu o guriță, share, vă rog, o lecuță bă, parcă să la cric domnul Crimă sau cum e Grima Shade, poetul, poetul națiunii române. Bună dimineața și bine v-am găsit. S-a votat. Eu am băut cafeluță, cafeluță este, s-a votat. Cea mai bună vodcă din lume, de unde credeți că provine? I-a bătut pe suiedezi, pe finlandez, pe ruși. O țară din Africa, un stat mic din Africa, capul verde, produce cea mai grozavă vodcă din lume. Pe de aia s-a dus Iohannis acolo în vizită. Să ia niște baxuri, că ce dracu, vine pensia, ce să facă? Capul, capul verde, să face capul verde, așa abia. Îți dai seama, să stea de vorbă cu uscată sau cu nevastă, sau ce să mai povestească, n-au ce povesti. În plus, are unde să-și ascundă vodka, bă, ăsta are șase case. Până umblă nevastă s-a el să-i găsească vodka, el pac, o băgat Și îți dai seama, el are 5-2 la papuc. bagă o damigeană de vodka acolo nu se prinde carmensita capul verde, ci că e o băutură vodka asta cu gust de pâine. Doi în unu. Să mă Bine, la noi, în unele părți ale țării, se trage un anumit tip de alcool pe pâine, dar aici le-ai pătăte, domnule. Doi în unu. Vedeți? Am întărit legăturile cu capul verde mutu la CFR. I-am zis asta la socră, mi-a zis, doamne și ferește, ce, vine Iohannis antrenor. Nu, mă, socră, mutu. Nu, mutu la care face pe președintele. Adi mutu. Îți dai seama, cu vară, cu iarnă, pe teren, tot alb -o Că el -o zis că așa le predă jucătorilor, cum au învățat și el în perioada în care juca fotbal. Băi, multule sper să se descurce la Cluj, dacă nu, nu am vedea la mica unire. De ce ce mica unire? Chiar și domnul primar Boc ne-a certat, mă rog, el nu mai are pe cine să certe, să ceartă singur. Că e o unire foarte importantă, o unire extraordinară în urma căreia... Bă, bine au zis la Chirica de la Iași, citea de pe și zice să fim mândri de făuritorii urinei așa mă, după ce ajungeți acolo, vă pișați pe noi. Bravo, Chirica, ai zis ce trebuie. Voi sunteți făuritorii urine, că nu ați mai zis nimic de autostrăzi. În Slovacia au descoperit acolo oameni de știință o metodă prin care din chiștoacele de la țigări să face bitum, asfalt, pentru autostradă. La cât se fumează în România, aia e una, dar la cât se aruncă chiștoacele pe jos. Că tu fumezi o țigară, dar roși trei, de al dracului. Dacă s-ar folosi tehnica asta, am avea autostrăzi. Nu să legăm România de Ungaria, România de Noua Zeelandă. Auzi, dar și acum ce să autostrăzile noastre s-au făcut, recent s-au săpat două, care-i de la tunel? Tunele. Ai fost și tu în Tuneluri, două tuneluri. Un, și lor au dat, da, la ora 10, să știu, lumea mă sună. Eu da. Trebuia să-l pun și le-au dat denumiri la tunele. Un tunel e Alina și un tunel, tunel e Daniela. Bă, voi vă ați uitat la... 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 s uitat la pornoșaguri. Daniela, Cludo, Alina, Plugaru. Ce găuri avem în țara asta. Nu, nu numai găuri în buget, găuri în cap. Păi de asta ziceam, tu, în ele, în Alina, ți-ar place în Alina și, și că urmează și tunelul Bianca Drăgușanu Cupa. Drăgușar, nu? Nu, mai, nu, nu mai zic că e de de reparații. Astăzi este ziua internațională A. Niciodată nu o să țină Bianca Drăgușanu ziua asta internațională. E ziua soțului. Dragi doamne, dragi soții, dragi neveste, aveți grijă de bărbații dumneavoastră. Faceți-le așa o surpriză. De, de exemplu, de seară duceți-i la un film. A apărut o docu-dramă grozavă acum, Avram Iancu cu povestea adevărată a marelui revoluționar și la bărbații români le place chestia asta, făcută de Papa Production, de sunt produsă și de Alin Punk. Dar, ta. dar tată! știm noi pe inconfundabilul actor Alin Punk, dar ori făcut o treabă bună de data asta. Dacă nu, luați-le o carte la sos, că toți bărbații din România mor după cărți. E poker de canastă, de alea de merge bine integrame Vișagu. Cristian Claudiu Filip, când am avut spectacol la Huedin, profesorul de istorie și prietenul meu mi-a adus o cinci cărți. Nu puteam să le aduc, că nu în cap, că și groase, dar pe asta am ales-o, Vișagu. Vișagu, că de ce? Dacă deschidem aici la o anumită pagină, scrie despre Iuliu Merca, muzician și compozitor, care s-a născut în Vișagil. Așa zicea, eu născut în ultimul cătun de emoții și ce să crezi, chiar azi în 26, el ar fi împlinit 76 de ani. Poate ascultați o melodie în memoria lui. Pământul se curgă, da, 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 moara, tânără dimineață. Vedeți, doamnelor, că trei opțiuni v-am dat ca să vă distrați soții. Îi duceți la un film, le luați o carte, le puneți o muzică bună, papa pa, troștie, orice soție iubitoare. Profitați de ea că e încheie misiunea și la noapte, Doamne ajută-vă!